Salutare, prieteni! În clipul de astăzi vă voi arăta câteva launchere sau teme pe care eu le folosesc pe unitatea mea Android, în cazul de față pe Peugeot 308. Aceasta este interfața originală cu care vine unitatea Android pe această mașină, unitate cumpărată de la vânzătorul Make de pe AliExpress. Linkuri, bineînțeles că veți găsi în descrierea clipului. Nu este o interfață tocmai plăcută, nu afișează foarte multe aplicații, foarte multe informații, dar avem acces rapid la aplicații. De obicei, aceasta este altă interfață descărcată din magazinul Google Play. De obicei o folosesc pe aceasta, îmi place foarte mult. Aici ne arată viteza de deplasare. Viteza este afișată cu ajutorul GPS-ului. Bineînțeles că ne arată și timpul de deplasare și distanța parcursă în momentul în care am plecat de pe loc. Toate aceste aplicații pot fi înlocuite, customizate. Putem pune orice aplicație vrem noi în aceste butoane. Iată, de aici intrăm în modul Add Widget și putem practic să edităm fiecare buton pentru o aplicație. Această interfață se numește CarWebGuru Launcher și vă voi lăsa link pentru a o descărca din Google Play. Iată, aici avem și derulatorul de aplicații. Bineînțeles că putem sorta după bunul plac, după cum dorim noi. Dacă apăsăm aici în centru, ne va fi afișată ora, logo-ul Peugeot, playerul de muzică, o busolă. Și aici, dacă folosim Google Maps sau Yandex, ne va fi afișată harta de navigație. CarWebGuru Launcher are mai multe interfețe, iar între acestea putem schimba efectiv derulând în stânga sau în dreapta. Bineînțeles, aceste butoane pot fi customizate și să punem orice aplicație dorim noi pe acel buton. Următorul home screen care mie îmi place și l-am descoperit de curând este Car Launcher versiunea free. Practic acesta are și o variantă plătită în care vom avea acces la mai multe skin-uri. Iată, aici pentru a le putea descărca trebuie să plătim aproximativ $6-7 dacă nu mă înșel eu și mai avem acces la câteva skin-uri pentru acesta. Dar în versiunea free avem acces la 3 skin-uri. Eu am ales această variantă care îmi place foarte mult. Aici ne este afișată busola, în partea aceasta avem viteza de deplasare, iar aici ne va fi afișată harta Google Maps. Și dacă avem deschisă navigația pe Google Maps, atunci aceasta va fi interactivă și ne va urmări deplasarea. În partea de sus avem numărul de sateliți, comenzile prin Google Assistant și aici temperatura în locația în care ne aflăm acum. Practic aceste date vin de pe internet, datele legate de temperatură. În partea de jos, din nou, putem să customizăm și să adăugăm orice aplicații dorim noi. Eu am pus aplicațiile care le accesez cel mai des, radio, tuning pentru radio online, Bluetooth și așa mai departe. Bineînțeles, și aici putem accesa foarte ușor lista de aplicații instalate. Putem intra în setări și putem să edităm tema astfel încât să ne putem alege diverse culori pentru fundalul acesteia și multe alte aspecte. Cum spuneam, putem alege o interfață diferită. Iată, pun acest skin și iată, skinul s-a schimbat cu un ceas aici interesant. Din nou avem în partea dreaptă aici Google Maps. Trebuie să știți că aceste aplicații home screen mai complexe de obicei rulează bine pe sistemele Android cu procesoare octa-core și cu 2 sau 4 GB memorie RAM. Este posibil să aveți oarece probleme dacă veți instala pe sisteme Android cu procesoare quad-core cu 1 sau 2 GB de RAM, dar nu este o regulă aceasta. Din magazinul Google Play puteți să descărcați multe alte aplicații de tip home screen. Acum depinde de preferințele fiecăruia în ceea ce privește aceste aplicații. Eu le-am testat pe acestea două și mi-au plăcut foarte mult. Vă invit să înscrieți în comentarii părerea voastră despre aceste aplicații home screen și eventual să-mi spuneți ce aplicație folosiți voi. Vă voi lăsa linkurile în descrierea clipului și bineînțeles că veți putea descărca de acolo. Dacă acest clip v-a plăcut, vă invit să dați un subscribe canalului meu de YouTube dacă n-ați făcut-o deja. Apăsați și butonul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi clipuri care le urc și bineînțeles dați un like și un share acestui clip. Până data viitoare, să aveți drumuri bune!